Vă salut și bine v-am regăsit la un nou videoclip, de data aceasta de la Porumbei. Un video foarte cerut, pentru că n-am mai filmat de mult timp. În clipul de astăzi o să vorbim puțin despre Baia Porumbeilor, care este foarte, foarte importantă, indiferent de anotimp. Ei trebuie să-și mai curețe penajul. Avem aici 6 voltați indieni în momentul de față în balie. S-au băgat și mai mulți în anumite momente. Rugăminte să apăsați pe butonașul de like. Dacă o să vă placă videoclipul, să fiți abonați la canal sau să vă abonați la canal dacă nu sunteți. Avem aici o pisicuță mică aruncată la noi de vreo 3 săptămâni. Dacă cineva dorește un pui de pisică, e foarte curat, face afară, cere afară, mănâncă orice, cred că are vreo două luni și ceva. E micuță, e o fetiță, dar nu e problemă că e femelă, se poate steriliza. E foarte afectuoasă și curioasă. Dacă cineva dorește pisicuța aia, o donăm. Avem 6 pisici noi, ale noastre. Cineva tot aruncă pisici mai tot timpul peste gar sau prin vecini și se pripășesc la noi. Și n-ar fi prima pe care am adoptat-o, dar totuși, dacă cineva dorește o pisicuță. Deci, vorbim despre Baia Porumbeilor. Am pus în apă Versele Laga, sare de baie. Pentru cei care nu știu, așa arată. Foarte importantă, pentru că le curăță penajul, se spală și ei, se îngrijesc, scapă de paraziții externi, le face penajul mai curat, mai lucios. Uite, nu mai poate să iasă acolo, s-a îngrămădit, îi cadă, a călcat, cred că pe el, pe coadă. Îmi place foarte mult să-i privesc așa la baie. Ăștia alți care, ăștia cred că au făcut deja baie de acum, stau la soare. Astăzi e o zi foarte plăcută. Deși suntem în luna decembrie, este o vreme ca de octombrie, cred că sunt vreo 18 grade. Ce faci? Nu mai poți să ieși? Hei, mamă, deci mă stropesc pe față. Au cozile foarte lungi ăștia și asta e puțin cam în altă balia. Și stau acolo 3-4 unul lângă altul și se calcă pe, cred că pe încălțătură și nu poate să sară. Ia uitați, restul deja au făcut baie, majoritatea cel puțin. Haide, mă, că te ajut eu, nicio problemă. Hai. E mai greu cu voi, că sunteți super încălțați. Iau, aia, ia ce m-au dat. Aia, ia, hai, hai, vă ajut eu, puțin. E singur, n-au probleme. De obicei le las balia să zic am 30 de minute la fiecare, fac toți baie și după care o mut. Arunc toată apa de aici și pun sare curată și apă, adică apă curată și din nou sare în următoarea volieră. Asta voi face imediat, dar le-o mai las puțin, vreo 15 minute, că mai sunt unii înăuntru care nu cred că au făcut baie, după cum văd. Următorul pas este să se pună la soare, deși este închis aici, tot circulă. Circulă, ce cuvânt am spus și eu acum. Tot poate să intre soarele. E dos înăuntru, e foarte, foarte bine. Se bat pisicile. Adineauri, aveam două pisici pe casă și a trebuit să mor după ele, doi motani de mei, că se băteau pe marginea casei. Am pus o filmare pe TikTok, puteți să o vedeți acolo. Risc să cadă. Am mai avut o pisică care a căzut de pe casă și am ajuns cu ea la urgență la veterinar. Am fost tocmai la Focșani, am dat o grămadă de bani ca să-i facă ecografie, să vedem, avea două coaste rupte, am stat cu ea la spitalizare, dar asta este, se mai întâmplă. Uitați aici un pui alb de anul ăsta, alb curat, de prin ultima serie. Frumos puiul. În spate altul, nu știu cât de bine se vede. Da, i-am mutat pe majoritatea tineret, tot ce a fost tineret, i-am mutat dincolo și o să-i mut și pe ceilalți. O să rămân aici doar maturii
și voi vedea ce perechi se formează în perioada următoare pentru sezonul 2023, la primăvară. Le-am închis boxele, după cum știți foarte bine, am făcut aici ceva modificări în volieră. Adică, stați să intrăm puțin. Ia uitați. Le-am pus aici trei scânduri, să poată să stea frumos. Boxele toate sunt închise. Trebuie să iau și cuibarele acelea din Ipsos, pentru că le cam rot șoarecii și să nu le mai las aici pe timp de iarnă. M-ați întrebat foarte mult dacă am făcut ceva achiziții din expoziție. Vreau să vă zic că se poate de sincer că am vrut să fac, dar nu am reușit, deoarece eu am stat joi și vineri, când încă se arbitrau porumbeii și toate animalele de acolo și păsările. Pe lângă faptul că se arbitrau, nu erau proprietarii păsărilor. Am văzut câteva exemplare superbe la voltați, dacă ați văzut videoclipul, deci fără exagerare. Ce am văzut în expoziție, nu că-mi laud porumbeii, dar majoritatea din expoziție erau ca și mărime, ca și formă cu ce am eu aici. Poate chiar am câteva exemplare cu mult peste care au fost. Mă refer la talia normală. Dar au fost câteva exemplare, vreo 3, care mi-au tras atenția, cel puțin unul dintre ei, foarte, foarte masiv, foarte frumos, un exemplar foarte interesant și ca culoare și ca volum, un porumbel foarte mare, cred că talia cea mai mare ar fi. Și mi-ar fi plăcut să-i achiziționez, nu știu dacă erau de vânzare, dar problema este că abia spre duminică, din ce am înțeles, veneau proprietarii automat să-și ia porumbeii acasă și nu puteai să, uitați-vă cât e de ud ăsta, da, se va usca, nu puteai să ai cu cine să iei legătura prea bine. Luai dintr-un om în altul, dar porumbeii trebuiau să rămână acolo până cel puțin sâmbătă-duminică ca să poată să îi vadă și alți oameni care veneau să viziteze expoziția. Așa că n-am putut să achiziționez nimic. În schimb, am cunoscut câțiva oameni super, super faini de la care am învățat lucruri noi și am mai aflat câteva persoane care dețin voltați superbi prin țară și o să încerc să iau legătura cu acele persoane și de la care să-mi achiziționez o pereche sau două noi. Vreau ceva Almond, după cum știți foarte bine, și eu, în schimb, sunt foarte mulțumit, deci credeți-mă că am văzut porumbeii pe viu și sunt foarte mulțumit de ceea ce am aici. Deci, talia nu e deloc mică ce am eu și cei care au venit au văzut cu ochii lor. Sunt și talia mare, mult mai mare, funcție de exemplare. Dar eu sunt ok cu ce am și vreau să aduc și alții ceva mai buni pe viitor. Avem aici un Almond Migdal, așa, ceva mai închis. Începe să, după înăpârlire, au început să apară din ce în ce mai multe puncte negre. Negre maro. Da, sunt foarte încântat. Tu ce ai, mă? Ai ceva sau? Că nu știu, parcă par puțin cam, trebuie să te verific după aia. Na, e foarte ciudată vremea asta, e cam dă peste cap și pe porumbei și pe toate animalele, deoarece când sunt zile cu 10 grade, când sunt zile cu minus 6 grade, una după alta, așa, spontan. Deci, foarte dificilă temperatura. Ia uite ce coadă frumoasă are această femeluță și acolo acest mascul. Și hai să mergem în voliera alăturată să vă arăt și ceilalți porumbei. Când se va termina, că încă mai au unei care le cresc penele, o să-i bag pe boxele de expoziție și o să vreau să fac așa niște scurte prezentări cu ei, adică să îi vedeți mai bine. Imediat o să vă bag și vouă. Iau, ce frumos, ce culoare are, deci ia uitați-o cum arată. O bomboană, o porumbiță superbă. Uitați-vă ce culoare are. Deci superb, superb, superb porumbelul. Place maxim. Încerc să-l prind să vedeți și din altă poziție. Nu știu cât de bine reflectă lumina aia foarte iurea.
Aici avem un mascul foarte frumos la fel. Ceva deosebit. Da, o să-i prezint o altă femelă care mie îmi place foarte mult. Coada mai mult albă. Una roșie. La fel, o femelă roșie care se face un roșu grena. Foarte faină. Pe care prima dată am vrut să o dau, dar până la urmă rămâne la mine. Mai avem cei care au început să, vreau să vă arăt așa ca și schimbări, după prima năpârlire, acolo acel mascul, care se face exact ca tatăl, la primăvară, să vedeți cât de diferit va fi. Deci faceți o comparație cum e în momentul acesta și cum va fi la primăvară, să-l vedeți foarte bine. De asemenea, în spate acea femelă, vreau să o priviți atent, și pe ăsta la fel. Ăsta cu cea de acolo și cu masculul ăsta de aici. Deci am vreo doi masculi care, nu știu, mie sunt încântat de ei. Dar cel puțin femeia asta e foarte... Coada e problemă, că are penele astea lungi și cam deformează coada. O să o țină rău dacă nu... Uite așa. Deci ia, uitați-o. Deci uitați-o ce minunăție. Ce poziție are și exact cum trebuie. Și încă nu-i coada completă, deci nu pot să-i pun pe box să viară mai bine, că nu-mi plac. La fel, aici, unul foarte superb, mare. Ia uitați-vă ce voluminos este acest mascul comparativ cu femela. Cel puțin, nu știu, e o splendoare. Îmi place. La fel, aici o altă femelă care are o culoare deosebită, dar deosebită. Are o tentă de ceva solzi. Chiar sunt curios să văd cum se va face, cum va evolua. Îmi plac. Și cu cât văd mai mulți live și cu cât văd culori diferite, ia uitați-vă la cozi. Vede, ca să prezentăm și pe asta din spate, are și roșu un arip. Deci au niște culori demențiale și poziția și încălțătura și absolut tot ce trebuie. Deci, nu știu, mie îmi plac. La fel și Maria Stuart, am văzut niște exemplare frumoase, pot să zic, chiar au fost ok, dar parcă nu mi-au atras atenția cum mi-au atras voltații. Deci, voltații sunt top 1 la mine preferați, voltații indieni mai exact. Ia uite, coadă care are pene lipsă, că nu este completă. Coadă galbenă, asta e o bijuterie. Și mi-a scris și voi că vă place. Uitați-o la încălțătura, aia, dar e murdară, abia aștept să o bagă, cum face baie. Galbena e superbă. La fel, uite, coada e problemă, că au penele foarte, foarte lungi și de la aripi. Și și-a prins vârful aripii cu coada. A, așa, acum a ridicat-o cum trebuie. Deci, ce să zic? Îmi lau singur porumbei, că îmi plac. Da. Deși știu că mi-a spus că sunt frumoși, sunt deosebiți, îmi plac maxim. Deci galbena e o bijuterie. Uite și pe asta de aici, Maria. Hai, se cacă în capul tău, mă. Care mai de care? La fel, uite ce solzi are. Dacă reușesc să nu intre lumina în cadru. Deci e un fel de solzat, dar nu e chiar solzat, nu știu exact cum se numește culoarea asta, dar îmi place maxim. Și au atât de mari penele încât îi deranjează la coadă. Nu stau pe poziție cum trebuie. Ia uitați aici.
Coco, care-i treaba? Dau așa puțin mai pe ei, să-i vedeți mai bine. Cât se poate. Ia uite, și ăsta din spate, mascul top. Ce faci, domnișoară? Da. Bea aștept la primăvară să vedem ce perechi formăm sau îi las să se formeze singur, dar o să încerc măcar vreo două așa pe culori să fie ceva mai ok. Toți, uite un mascul care curtează o domnișoară. Aici se vede lumina asta. Da. Aia de acolo îmi place maxim. Din spate. Uite că aici și asta mai e un argintiu, dar nu-i chiar argintiu, nu știu exact. Ok, mai... Da, deci, na, nu știu, mai sunt. Deci, uite, aia de acolo din spate, femela aia. Deci, femela asta, ia uitați-o câte culori are. Deci, are absolut orice culoare în aripă. De la roșu la brun, la negru, e violet pe piept. Foarte frumoasă, coadă cu alb, cu negru, încălțătură foarte mare, nu știu cum e pe cameră, plus că încă nu-s complete nici încălțăturile și sunt foarte murdare acum, deci după baie o să se mai curețe. Da, sunt cel puțin, uite aici un mascul mare, deci am avut doi masculi și mai mari decât ăsta pe care i-am dat. I-am dat unui băiat, m-a tot rugat. Am zis, bă, dacă îi dau cei mai frumoși și i-am dat. Și chiar mi-a spus cineva că de ce îi dau pe aia. De ce nu? Bă, dacă am zis că îi dau pe aia, îi dau pe aia. O să scot eu și mai frumoși, sănătos să fie. Da, și hai să mergem și puțin mai departe. Dacă tot. După care să le mut balia, că așteaptă băieții să facă baie. Azi dărâmata asta, măi. Găinușele astea se ouă foarte, foarte bine. Deci cum a început luna decembrie, în fiecare zi, un ou, două, un ou, două, în fiecare zi, aproape, hai să zic, poate nu chiar mai exare câte o zi, dar cam un ou, două iau de la mătase japoneză. Și așa am pățit și iarna trecută. Băi, deci iarna se ouă prostie. Ce faci, mă? Vrei să ne batem? Da, mă bucur, la urmă ori, na. Ouă de consum. Nu vând acum ouă sau să pun eu sau ceva. La urma urmei. Da. Aștia să mai căcăcioși. Aici au făcut iarăși mizerie pe marginea aia pentru că... Așa, să-i vedeți mai bine. Am mai răit puțin din ei, dar mai am de dat. Și cred că până la urmă, nu știu, deci parcă să-i dau pe toți, parcă să nu-i dau pe toți, mă întreabă mulți dacă mai am capucin de dat, răspunsul este mai am de dat, dar răspunsul meu este că la fel, nu mai scrieți degeaba, deci am foarte mulți care îmi scriu degeaba, deci eu specific clar, nu trimit în țară, dacă am vreodată drum eu pe acolo, poate aduc, în cazul în care pot. Dar am mai fost persoane care, dacă eu a trebuit să mă duc până într-o anumită zonă, îmi spuneau dacă pot să mă deplasez și prin partea cealaltă și prin partea cealaltă. Adică, ca exemplu, eu am spus că vin la București și mi-a spus cineva că dacă treci care n-avea legătură, am uitat că în acel moment căutasem pe hartă după ca să văd și eu dacă e chiar în drumul meu și era cu totul în altă parte, deci era înspre Iași, iar eu mă duceam înspre București, eu stând aproape de Galați, adică județul Galați, n-are nicio logică, adică frate, măcar uitați-vă pe hartă înainte să mă întrebați degeaba și după în care să începeți, da, ai de ăla, da, ai de ăla, da, ai de ăla, da, ai de ăla, da, dar nu știu ce și nu știu ce, bă, frate, eu nu-s la piață, eu nu mă târguiesc, eu pur și simplu, dacă dau ceva, îi dau pentru că vreau să-i dau, nu că mă duc la piață să scap de ei sau chestii de genul ăsta. Deci, na,
Sper să se mă înțeleagă. Nu mai scrieți pentru că nu trimit porumbei. Nu trimit porumbei pentru că nu am cu ce și nu vreau să risc sănătatea porumbeilor pentru un transport sau alte lucruri de genul ăsta. Dacă este ceva 100% și da, mi se plătește înainte și nu neapărat transport, că transportul poate ți-l plătești la final, să zic că porumbelul sau ceea ce vrei să-ți dau, poate se mai rezolvă, dar îți caut singur transport, că eu nu am cum să caut. Gen, nu mă ocup cu așa ceva. Eu asta o fac de pasiune, îmi plac și așa mai departe. Da. Aici, deci, mai avem două perechi de gât golaș și câțiva capucini. Câțiva capucini, cam cei pe care îi vedeți în prim plan. Atât și sus. Deci, ăștia sunt ultimii porumbei. Și asta e și video. Like, share, abonare, pagina de Facebook în descriere. Pa, pa!